Mai departe la emisiunea noastră, cu câteva reflecții despre speranță. Din nou pășind prin taine care mocnesc sub cărbunii încă fierbinți ai experiențelor, spiritul se îndreaptă spre recunoaștere esențială, spre lumină. Pășind pe un drum înmiresmat cu seninătate, am zărit viața, scuturându-și petalele enigmatice, pe nisipul așternut sub bolta celestă a cerului. În strălucirea zilei am început să visez, fermecat de valurile mirifice ale speranțelor. Ce este speranța? M-am întrebat, îngândurată, însetată de elixirul adevărului și de dorința să o întâlnesc. Am zărit-o după câteva clipe, chiar în fața privirii mele. E acolo, întotdeauna e acolo, pe cărarea sufletului. O simt. E o lumină caldă, o undă de energie divină, aurie, asemenea unui răsărit de soare, ce răsare din suflet și-și continuă călătoria pe drumul vieții. Pășesc prin lumina caldă, gălbui sclipitoare, îi simt energia binefăcătoare ce-mi împrospătează corpul, gândurile, sufletul ce tânjește spre seninătate. Trăirile îmi saltă cu ardoare, se rostogolesc printre gânduri. Speranțele le însuflețesc, le umple cu strălucire și euforie. Umbrele dispar, se topesc. Și totul rămâne pur, fermecător, fascinant. Mă scald în lumina caldă. Un șuvoi de bucurie se izbește de picioarele mele preumblate în lumea efemeră. Mi le reîmprospătează cu energie. Mă simt ușoară și mai puțin singură. Privesc în urmă și îmi reamintesc de acele momente când speranțele îmi ridicau cu tandrețe trupul lovit de deziluzii și căzut uneori pe pământ. Mă scutur de întrebări, de răspunsuri și de tristeți. Le las să cadă ca o ploaie primăvăratică pe pământ. Pășesc mai departe, scăldată în lumina gălbui argintie a speranței. În lumina ei îmi pot zări frumoasele vise, înfrumusețând câmpii cu iarbă proaspătă și flori de câmp. Îmi pot zări idealurile, așteptându-mi pașii pe creștete sălbatice de munți. Și aspirațiile ce-mi surâd în splendoare de pe buzele cerului. Îmi simt destinul contopit în farmecul speranțelor și simt cât de mult trăiesc prin ele și cât de mult ele trăiesc prin mine. Ați ascultat o proză scurtă scrisă de anișoara Laura Mustețiu. Și acum haideți la dans! Paul Anka cu melodia Put Your Hands on My Shoulder.